Ce se întâmplă în corpul nostru atunci când ne confruntăm cu apariția din senin a vânătăilor? Răspunsul este foarte simplu. Este vorba de o lipsă a unor vitamine foarte importante din organism. Vânătăile sau echimozele, numite și hematoame, se formează atunci când sângele se acumulează sub suprafața pielii. Ele apar de obicei în urma unor lovituri sau contuzii pentru că vasele mici de sânge de sub piele se sparg, sângele se scurge în țesuturile de sub piele și provoacă culoarea neagră sau albăstruie. În unele cazuri însă, vânătăile nu apar în urma unor lovituri, ci ca din senin. Aceste vânătăi apar fără motiv și puțin oamenii înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. În general, cele mai multe vânătăi nu reprezintă un motiv de îngrijorare și dispar de la sine. Tratamentul la domiciliu poate accelera vindecarea și poate ameliora umflăturile și disconforturi care însoțesc adesea vânătăile cauzate de o rană. De multe ori, aceste vânătăi care nu rezultă în urma unor lovituri sunt ignorate. Ele apar ocazional și au o dimensiune de multe ori mică. Totuși, îngrijorarea crește atunci când frecvența cu care apar aceste vânătăi se mărește, mai ales că nu se știe nici cauza apariției lor. Apariția neașteptată a vânătăilor, fără să fie din cauza unor lovituri sau contuzii, se datorează unei importante vitamine din organism, mai exact deficitului de vitamina K. Când vitamina K nu este prezentă în organism, încep să apară vânătăile, așa cum sunt cunoscute științific echimozele, precum și problemele de sângerare din cauza coagulării mai lente a sângelui. În cazul unor deficiențe de vitamina K, efectele se întind, bineînțeles, și la oase. Rezistența oaselor e mai redusă, ceea ce crește automat riscul de osteoporoză. Potrivit unor studii, vitamina K ar reduce riscul de fracturi osoase, însă rezultatele obținute în urma cercetărilor nu sunt atât de evidente, astfel că o concluzie corectă ar fi că cei care au luat vitamina K prezintă o reducere a riscului de fracturi osoase, dar nu se modifică densitatea masei osoase în raport cu vârsta, relatează realitatea.net.